nu dai sunet deodată, că am, uite acum a venit un... Am revenit din nou în transmisiune directă pentru meciul 10 al celei de-a doua zile a turneului Sphinx Under 8 PP Cup la fotbal. New Star București, Academia Mușcelu. Academia Mușcelu, tricouri albastre. New Star București în roșu. Iancu. Bun control al mingii. Deschide pe stânga pe Diaconu, rămâne Diaconu la minge, Panait șutează direct spre poartă, reține Stoica. Diaconu 1-0. Urlici, un cam minge în față pentru Sima, s-a apără bine, Panait, Iancu. Iancu. Panait. Matei. Șerban, Părlici trimite către propriul portar. Hai, Bogdi, bate! Stoica Tudor, portarul Mușcelenilor a trimis în corner. Șerban, Panait, este foarte bine portarul Mușcelenilor și reține. Cotărleț îi fură mingea. Iancu. Bate Andrei. Faultat Iancu de Părlici. Poate nu poate, ci sigur Iancu, cel mai tehnic jucător de la acest turneu. Diaconu șut pe jos, reține, respinge portarul Tudor. Panait și acum Diaconu. Șerban, ocazie de 2-0. Să-l găsească pe Sima, s-a trimis prea puternic, repun de la margine bucureștenii. Iancu, Panait, îl vede foarte bine pe Diaconu. Diaconu foarte bine s-a apărat de această dată. Dagea. Nu fugiți de ninge! Andrei! Nicolas. Iancu. Urmăriți-l pe Iancu, oleuri de pe margine. Scos, trimis în careu, însă Diaconu
era prea în față. Repun Mușelenii de la margine. Rare și Nicolas. Pentru Părlici. Iancu. Nu se complică, trimite postarul lui Matei. Iancu și acum Șerban, față-înfață cu portarul Tudor. Respinge și Sima, față-înfață cu Panait. Iaconu îl evită elegant pe Părlici, trece printre cei doi apărători, Mușeleni. Cum lovitură liberă pentru Academia Mușel. Nicolas trimis către poarta bucureștenilor. Vino David cu ăla din spatele, tu așa. Da. Iancu. Deposedat de Cotărlet. Și fault. Auzi? Profe, a fost fault clar ăsta. A prins o sesie pe cetă. Picior drept, bate Rareș, că e dreptul de acolo. Urmărește Cezar, du-te în careu. Prinde-mă poarta. Așa. Rareș, Nicolas Zid, din doi jucători, al bucureștenilor. Prinde-mă poarta! Peste poartă. Vezi în spate, vezi în spate! Panait. Joacă în bandă cu Iancu. Te retragi. Bravo. Diaconu fără faul. Scoapă mingea în afara suprafeței de joc. Reprinde la margine pentru Mușeleni. Vine Cezar pe picior. Nu mă ține de aia puțin, Cezar. Ține cu credere de minge. Haide, bă, fără faul. Șerban. Fără faul. Îl evită elegant pe Nicolas, șutează la poartă, se împinge Stoica și respinge în corner Iancu. Panait se întoarce, șutează. Șansă pentru Mușeleni. Stoica a scăpat mingea printre mâini, însă a reușit să trimite în afara suprafeței de joc. Acum tot bucureștenii, Șerban, Diaconu. Rămân bucureștenii în ofensivă. Părlici îndepărtează pericolul de la poarta sa. Panait se pregătește să repună de la margine. S-au sincronizat jucătorii bucureșteni. Și acum portarul Tudor se pregătește să repună mână în un joc. Cotărleț. Șerban șutează, respinge Tudor din nou. Șerban scoate lovitura de la colțul terenului. Vitru, unde stăm dormind? Băi, șefi, nu
Nicola se pierde în fața lui Diaconu, rămâne Diaconu la minge, centru pentru Șerban, ocazie mare pentru bucureșteni, rămâne în continuare New Star București, Academia Mușcelu 1-0. Iancu a recuperat foarte bine, a trimis în spate la Matei. La stânga mai repede! Bravo! Dar ești atent la șeptar! Iancu acum oglindă, încearcă să-l dăgeze în adâncime pe Diaconu, recuperează Mușenii. Mai repede! Să-l la poartă! Bravo, Vladimir! Porlici luptă pentru balon cu Șerban. Mingea a părăsit suprafața de joc, repune de la margine pentru Mușele. Joacă în față, ne mișcăm! Vino să primești! Vino să primești! Iancu pleacă de unul singur, scapă mingea în afara suprafeței de joc. Hai, gata, a fost foul, nu contează, până apoi! Stai să reviți, să dai foul, dai. Hai, dai globul! Cine vine l-a primit? Vă trebuie să vină mai cetru. Vină mai cetru aici. Vine, mă. Hai. Iancu. Oglindă. Diaconu a pierdut un tempo și nu mai reușește, nu reușește să țină mingea în teren. Repun Mușelenii de la margine prin Nicolas. Trimite un lung de linie pentru Sima. Diaconu a jucat balonul cu mâna. Atât, lasă-l, nu, vino lângă nor, vino la nor mai repede. Cotârlețe acolo! Nu te elimini, nu te elimini, așa! Cotârlețe în spatele tău! Vino cu el, Linda. Șerban lasă mingea pentru Iancu. Centrat în fața porții, a respins Părlici. Matei, oglindă. Cotărleț trimite în haut. A bătut repede Iancu. Oglindă se împiedică de minge. Vine Șerban și recuperează Iancu. Pentru Șerban Pârlici mai puternic decât atacantul bucureștinilor. A luat prin planul. Rămân în ofensivă bucureștenii. Șerban respinge Tudor. Atât, da-mă. Matei, Diaconu. Cal. Mă ține de ea! Luna! Hai Cezar! Bravo! Nu! Că joacă cu portarul și te scoate! Cezar îți așteptar! Oglindă! A încercat Lunare, urcă cu un exterior pentru Diaconu. S-a apărat Mușulene bine. Păi, urcă-mă cu ea cu încredere! Cotărleț și lovitură de la cursul terenului pentru Academia Mușcelu. Și iată bravo, ce reușită în dreptul lui
Nicolas Rareș, 1-1. Cine s-a așteptat ca să joace de la egal? Iată! Ăsta București, cea mai bună echipă, cel puțin până în acest moment, cea mai bună echipă a turneului. Diaconu reface din nou diferența, 2-1. Repun bucureștenii. Blindă. Foarte bine s-a repliat Sima, scăpase acolo Diaconu și Iancu. Au bătut repede bucureștenii. Iancu, o blindă. Șut la prima bară. Le ține în doi timp și Tudor. Nicolas a jucat valorul cu mâna. Lovitură liberă pentru bucureșteni din jumătatea adversă de teren. Oglindă. Iancu. Oglindă șutează de la distanță pe jos, mingea trece pe lângă poarta apărată de Tudor. Greșește Pârlici Panait, a trimis în careul Muselen, însă acolo nu se află niciun cu echipere. Și acum Iancu. Matei, Diaconu, și acum Iancu pe partea dreaptă, față-n-față cu Sima. Primește Diaconu, șutează, 3-1. Cum Iancu pe partea dreaptă, față-n-față cu Sima. Primește, Iancu șutează, 3-1. Pârlici reușește să, pentru moment doar, să îndepărteze pericolul de la poarta mușelenilor. Iancu scăpat mingea de sub control. Ai poziție câștigată! Dacă ai adversarul în spate, pentru ce te mai întorci? Du-te spre poartă! Fără faul, Sergi! Fără faul! Pârlici pierde în fața lui Diaconu. Revine Pârlici și trimite în corner. Andrei, rămâi aici, oglindă cu Șerban. Răzvi, uite-te bine în teren la Andrei. Andrei! Hai, una, două. Diaconu. Șutat. Eu îi ziceam lui Răzvi și tu uitai la mine. Din prima însă mingea a dus în plasa laterală. Bravo, Șer, bravo. Pierde Nicolas în fața lui Panait. Bravo! Țin-o teren!
Bravo, bravo, Sergi, bravo! Ai înțeles, Andrei? Primoară fie aici, așa, dacă vreau să scurt, te duci în ăla! Hai tu, Andrei! Ușor! Al cupii, ușor, acolo! Oglindă, trimitem lateral până la Iancu. Diaconu. Tot cu piciorul stâng, însă nu a cadrat și mingea s-a dus mult alături. Mai spate, hai. Sima scoate la margine pentru Ciobota. Și pauză, New Star București, Academia Mușelu, 3-1. Merca, acolo unde sunt echipă și foarte aproape de teren. Și n-ai aici când vii, te stai în capul lor. Și acum e decât imaginea asta, nu? Când dea dreapta, nu mai da, mai dat și... Reluat de mai da. Reluat. A revenit pentru partea a doua a jocului dintre New Star București și Academia Mușelu la pauză. București din conduc cu scorul de 3-1. Ciobotea încerca să treacă pe lângă Iancu, faultează pe decarul bucureștenilor, Panait. Deschide pe stânga, pe Diaconu. Apără această dată Tudor Rămân, bucureștenii în ofensivă, Pârliș trimite în corner. Iancu din prima, reține în doi timpii Tudor. Hai, 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 a intrat prea energic. Stai în fața mingii, Rareș! Și lovitura liberă
Diaconul pe jos, puternic, însă mingea se scurge pe lângă stâlpul din stânga al porții apărată de... Nu, joacă în față! Sima, rare și s-au pus acolo Panait și Botea. Nicolas trece de Diaconu, dublează foarte bine Panait și trimite în afara suprafeței de joc. Repune Mușeleni balonul în joc prin Nicolas. Panait încerca să-l angajeze din adâncime pe Șerban. Iancu atent, Iancu Panait la un pas să-i fure balonul Sima, reușește Panait să-i ridice Șerban. Iancu îi fură mingea lui Pârlici. Vladimir, Donaus! S-au grăbit bucureștenii. Iancu, Șerban și 4-1. Iancu la Bucureșteni și a intrat oglindă, Pârlici și trimite în afara profesor de joc, oglindă, trimite spre poartă, iese Tudor și reține. Panait trece de Pârlici, șutează, la prima bară respinge Tudor în coză. Așa, Tudore, vezi în spate! Bravo, Tudore! Cu tine, o nouă intervenție bună a lui Tudor. Nu se înțeleg acolo jucătorii între ei și scapă Nicolas Rareș pe partea dreaptă. Faultat de Diaconu. Lovitură liberă pentru Academia Mușcelu. Sima. Zi din trei jucători. Primis la bara a doua, însă neatent Nicolas acolo putea să fructifice Panait. Pârlici. Bravo, Glindă. Hai, fiți un pic mai atent, Șerbi. Andrei! Sima. Bravo! Se apără bine. Și de această dată oglindă. Aici, să-l ai în față. În foc, la primit. Vino la primit. Să-l ai în față. Sima patonat de aproape de capitanul bucureștenilor, Diaconu. Nicolas pierde în cele din urmă în fața lui Șerban și Șerban pleacă de unul singur, vine Pârlici și trimite în afara terenului de joc, reprezintă la margine pentru București. Oglindă levită pe Nicolas și pe Pârlici. Bravo, Dariu! Foarte bine s-a apărat cu Botea. De acolo dormim! Iau te-i paștea, bă, să pupă! Păi noi ne pupăm, mă, noi suntem oamenii marcași! Diaconu îi fură mingea lui Pârlici, faultat pânul de Pârlici. Se resimte jucătorul bucureștean.
lovitură liberă periculoasă la poarta Moșelenilor. Șerbanu își așează mingea. Unul lateral! Pentru a executa această lovitură liberă, zi din trei jucători Moșeleni. Pe vârfuri! Să vezi mingea! Șerban peste poartă. Nicolas sare mingea în prima fază pe Panait, revine apărătorul bucureștenilor. Dar are! Da! Da! Pas! Pas! Șubutea pas! Joacă pas! Trimite în spate până la Furlici și reiește mai departe pentru Nică Mușeleanul. A ezitat în prima fază și a scăpat mingea în afară. Șut, oglindă, bară. Șerban pe lângă poartă. Faza de apărare! Panait își aia la armare. Direct spre poartă, însă trimite mult peste transversala porții apărată de Tudor. Câștigă balonul Panait. Șutează gol, 6-1. Ai dat-o printre 7-5. 6-1. Câștigă Nicolas balonul, a încercat să angajeze la adâncime pe Sima, recuperează Panait, oglindă, fault. Cel mai mic jucător de pe teren, aici mă refer la Ciubotă de la Câmpul Lung, l-a faultat pe cel mai solid, dacă am putea spune, de pe teren. Aici este vorba despre apărătorul bucureștean, oglindă. Diaconu, un jucător de picior stâng, se pregătește să execute lovitura liberă. Șutează puternic în zid, recuperează Diaconu. Ajută Panait printre până la Șerban, din prima Șerban, de puțin pe lângă poartă. Neatenți mușelenii. Părlici din prima pentru Sima. Recuperează bucureștenii. Șerban îl are în stânga pe Iancu. Panait. Șerban. Și din nou gol. 8-1. Șerban. Și din nou gol. Acolo rămâi fundaș, toată lumea afară. Profesorul Tică a schimbat întreaga echipă. Alergă, alergă. Iancu printre pentru oglindă. Ce dribling frumos și iată ce gol reușește oglindă. 8-1, a pierdut dribling frumos. Iată de fotbal. Iată ce reușește oglindă. Cu piciorul gol, cum se spune, și a reușit să înscrie un gol de toată frumusețea. Așadar News Stars București, Academia Mușcelu, 8-1. Șerban, Panait, față în față cu portarul Mușelenilor, 9-1.
Panait, față în față cu portarul Mușelenilor, 9 la 1. Andrei e la stânga. 9 la 1. Nu. La stânga. Uite-mă la dreapta. Nicolas pentru Cotârleț, s-a trimis prea puternic. Merge și Tenhau de poartă. Matei venite cu mâna până la margine pentru Iancu. Dribling frumos, Iancu pe lângă Leca și acum Diaconu față în față cu portarul Mușelenilor. A trimis puternic, nu cred că a vrut să-i trimită cu mingea în față. Să sperăm că nu este nimic grav. Se ridică în cele din urmă portarul Luca. S-a pus golul? Nu, păi a fluierat. Nu. Părăsește terenul Luca Crim. Ia lua locul întrebuturii Tudor. Panait, față în față cu portarul Mușelenilor, 9. Iancu. Multă joc în partea dreaptă la oglindă. Și 10 la 1. Șerban atent trimis la apropiere în poartă. Și 10 la 1. Recuperează bucureștenii prin Panait, blocat acolo de Nicolas Cotârleț, scoate margine la Ciobotea, recuperează foarte bine Diaconu Oglindă, nu poate trece de Nicolas Cotârleț, duce de unul singur, șutează slab la poartă, reține Matei. Iaconu Șerban, 11 la 1. Să-l dea încoa! Dă tricou, bebe sveticule! Pili, du-te să-i tricou alb! Lasă mânușile la Sandu! Hai cu la mine! Be, vină cu Pili! Oglindă, Iancu. Vină pe încoa pe margine! Păi tu se pare că ai și vreunul! Lepidă tușe Diaconu, trecut elegant de un jucător mușelean. A găsit foarte bine în centru pe Șerban, însă șutul atacantului bucureștean a fost respins de portarul Tudor. Hai ce face? Iancu. Ban. Iată, antrenorul bucureștenilor a scos portarul din și l-a introdus, a scos portarul din trebuturi și l-a introdus în, la joc. Panait de conjunctură portar la echipa bucureșteană. Cotas.
pierde în fața lui Matei. Iese și respinge foarte bine Panait Nicol Matei, câștigă Matei. Diaconul pierde în fața lui Cotărleț. Revine capitanul bucureștenilor și acum Iancu pentru Matei. Faultat Matei de Nicolas. Lovitură liberă pentru ACS New Stars București. Din doi jucători mușceleni, cred că Iancu va șuta spre poartă. Iancu trimite și scrie 12-1. Trebutul până aici și iată și de această dată protejează foarte bine valul care se scurge în hau de poartă. Iancu vine și le întâmpină pleca, deschidere frumos în adâncime pentru Diaconul, 13-1. Matei Șerban, certat de antrenorul bucureștean, de decizia care a luat-o Nicolas Cuț. Trimite în lateral până la Nicolas, de aici mai departe pentru Ciobotea, însă Șerban a recuperat și acum Matei iese portarul Tudor și respinge. Oh, ce reușește Iancu. 14-1. Reușește Iancu. Moment în care se fleră finalul jocului, așadar New Stars București Academia Mușelu 14-1. Nu le mai simți. Nu e clar. Noi credem pe dânsul, dar dacă nu e așa...